cu o vechime de peste 2600 de ani, Caratisul de altă dată ne primește astăzi pe scena Casei de Cultură, prin amabilitatea domnului primar Cristian Radu, pentru a susține spectacolul oratoriu în vremea aceea, compus de preotul vrednic de pomenire, talentatul om de muzică, compozitor și dirijor Ioan Popescu Rung. Acest oratoriu, denumit de inspiratul autor frescă muzicală, zugrăvește în cel mai potrivit mod calvarul judecății, al patimilor și morții Domnului nostru Iisus Hristos, a dramaticelor momente pe care le vom comemora peste puțină vreme, săptămâna viitoare. Ludwig van Beethoven spunea că muzica este o revelație mai presus decât toată filosofia și înțelepciunea. Cât adevăr! Pentru că muzica redă prin expresivitatea sa deosebită evenimentele așa cum au fost. În mod tainic, simțim durerea, tristețea și jalea prea curatei Fecioare Maria în fața chinurilor la care este supus Fiul Său, simțim răutatea și ura celor care îl vroiau mort, remușcarea și frica lui Pilat, sinceritatea tâlharului cel bun, cântarea angelică a copiilor Sionului. A trudit Părintele Runcu, dar a reușit și a lăsat moștenire această capodoperă. De aceea, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, corala bărbătească Armonia este cea mai potrivită alegere pentru interpretarea acestei lucrări muzicale, pentru că fiecare membru al coralei a învățat ce înseamnă rugăciunea, jertfa și smerenia în anii de seminar teologic, al studiilor de la facultate, de cântare la strană și în sală de spectacol unde au cucerit nenumărate medalii și premii. Sub bagheta minunată a părintelui Ion Dumitru Iulian, distins lector universitar doctor al Universității din Ovidius, în graiul muzical românesc vom asculta cuvintele povestitorului, interpretat de arhidiacon Marius Turtoi, solist al operii din Constanța, dialogul încurajator al Domnului nostru Iisus Hristos cu Maica sa prea curată Fecioară Maria, purtat de arhidiacon Lucian Damian și de Gabriela Dobre, solistă a operii constanțene, monologul lui Pilat, interpretat de arhidiacon Bartolomeu Trofin, cuvintele martorilor mincinoși în interpretarea părintelui Doru Emanuel Pantazi, a lui Marcel Marin și Adrian Cojocaru, ale tâlharului cel bun, interpretat de preotul Adrian Clinci, solist al operii din Constanța, dar și a tâlharului cel rău, interpretat de diaconul Mihai Stoica, în învățăturile unui apostol, interpretat de arhidiaconul Ionuț Cristian Boancheș, solist al operii constanțene, și cântările angelice ale pruncilor Sionului, în interpretarea celor trei soliste ale operii din Constanța, Garofița Gâdei, Georgiana Nedeleanu și Maria Cernat. La pian, doamna profesor Silvia Țigmeanu. Vă dorim audiție plăcută! Thank you.
Oh,
Cel cumplit, sunt unei
au lui încurățit. Aleluia, 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 alelu
slăvească, este Fiul să mântuiască.
Amen.
Thank you.
îmbrăcați cu porfire mincinoasă, ce acestră, că ce și câte dăruire. Pentru acești tineri artiști, însoțiți de soliștii operei din Constanța, cât curaj să poată cânta ceea ce nici nu ne putem imagina decât numai ascultând aceste cântări ale lor pe care ni le-a lăsat Părintele Rumb. Am văzut și eu filmul Iisus Hristos de acel regizor italian Zeffirelli, care este o realizare foarte bună, și mă gândeam cine are curajul să-L interpreteze pe Iisus Hristos. E o luptă care nici acum nu pot să zic că am împăcat-o, pentru că nimeni nu poate ști, nu își poate imagina decât părelnic calvarul prin care a trecut Fiul lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta și în toate serile când Corala Armonia prezintă acest oratoriu, trebuie să fim atât de curați și atât de inspirați să primim aceste note muzicale, să primim aceste fresce, aceste peisaje pe care Corala Armonia ni le-a prezentat în seara aceasta. Sigur, este o perioadă de post, este o perioadă de rugăciune și în felul acesta parcă simțim
mai bine cele ce s-au petrecut. Dar pentru că înalt preasfințitul Părinte Teodosie este aici cu noi, îl rugăm să vină pe scenă și să ne vorbească, așa cum mai înalt preasfinția sa poate să o facă, despre acest frumos concert, despre opera în sine și despre perioada care urmează până la înviere. Iubiți părinți, iubiți credincioși, stimate domnule director al Casei de Cultură, perioada aceasta a patimilor, care se încheie cu moartea, îngroparea și învierea Domnului și apoi înălțarea, este perioada cea mai sfântă. Patimile Domnului sunt cele mai adânci suferințe, suferințe pure, pentru că numai Fiul lui Dumnezeu, care a luat trup omenesc, a luat un trup fără de păcat, fără afectele de plăcere, care diminuează din afectele de durere. Iar această frescă muzicală, și este frescă pentru că aduce într-o joncțiune cântările cele dumnezeiești cu cele omenești. Și iată, aduce cu adevărat în sufletele noastre, în cea mai mare adâncime, cele mai puternice sentimente, trebuie să le simțim, să le trăim și la anul viitor vom avea și orchestră, vom avea și costume complete. Sperăm, pentru că această lucrare trebuie să ne pătrundă la suflet. Nu există ceva mai adânc și nu există un compozitor care să fi surprins mai bine aceste momente ale patimilor Domnului în variantă muzicală ca cel care a fost compozitorul Ion Popescu Runcu. De aceea le mulțumesc tuturor coriștilor, mulțumesc solistelor de la operă, ați sesizat atât de frumos prezența Maicii Domnului prin marea artistă Gabriela Dobre, care a trăit din plin toate cuvintele pe care le-a cântat. Și cred că de când interpretează acest rol, este mult mai credincioasă. Pentru că o văd mereu la biserică. Să vă dea Dumnezeu, Maica Domnului, și mă plătească mereu. Vibrăm adânc de câte ori cântați, și vedem într-o transparență, dincolo de timp, dincolo de spațiu, pe Maica Domnului, în felul în care interpretați cuvintele de jale și compozitorul a imprimat în aceste cântări bocetul nostru românesc atât de specific, încât lucrarea aceasta este unică și rămâne cea mai frumoasă lucrare religios artistică și cea mai pătrunzătoare în suflet și dătătoare de credință. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc doamnei Silvia Cristiană, care ne-a acompaniat la pian, inspirat Părintele Bartolomeu, în care deosebit lui Iisus Arhidiaconul Damian Lucian, celorlalți martorilor, cântarilor, apostolului și tuturor coriștilor care reprezentau poporul.
Ce frumoase și curate voci care arată cu adevărat, într-un fel, cântarea îngerească, că pruncii se aseamănă cel mai mult cu îngerii. Le mulțumesc celor trei solisti de la Opera Națională din Constanța și vom continua colaborarea și în anul viitor. Avem mâine la Megidia. Mulțumim tuturor și dumneavoastră care ați primit cântarea voastră. Să aveți în continuare sărbători frumoase și să ne vină lumina învierii ca în fiecare an din cer și noi să ne lăsăm cuceriți de lumina învierii din cer. Vă mulțumesc! Să rămâneți mai departe cu grijă la muzicii, cu promovarea ei.